Vă mulțumesc. În primul rând, permiteți-mi să vin astăzi cu un mesaj mai puțin ca politician, ca deputat. Acest proiect va veni în Parlament, îl vom dezbate cu siguranță mult și aprins. Astăzi eu aș vrea să vorbesc mai mult, poate ca un simplu jurist, dar și mai mult ca un tată și ca un soț, care foarte mult are grijă de familie, de copii și chiar îmi fac griji pentru eventuale riscuri care ar putea apărea legate de criminalitatea informațională, deoarece astăzi mai puțin se vorbește despre acest aspect, mai mult se vorbește despre eventuale sistări ale unor pagini web. Cu toate că dacă noi cu toții am citit foarte atent din scoarță în scoarță acest proiect de lege și mă îndoiesc că foarte mult s-au pătruns în esența acestui proiect de lege și mai ales au pătruns în esența istoricului acestui proiect de lege, din câte cunosc, în 2013 încă a fost elaborat, în 2014 încă a fost aprobat de guvern în septembrie acest proiect de lege. Cunosc în 2013, Consiliul Național de Participație a dat aviz acestui proiect de lege. Au fost formulate foarte multe obiecții care, din câte cunosc, au fost luate în considerație. Dar acest proces este în continuu și în continuare vor fi foarte multe obiecții care, cu siguranță, cele mai bune le vom lua în considerație în Parlament și vom adopta o lege bună. Dar eu vreau să vă spun că și un principiu recunoscut pe plan internațional, un principiu arhi vechi, dacă vreți să spuneți, drepturile tale se termină acolo unde începe nasul meu, sau drepturile tale se